Bună ziua! Pace și Hristos a înviat! Ne grăbim un pic. Te rog, nu mă grăbim. Nu bine, nu te ne grăbim un pic, te rog. Nu mă grăbim. Este o oră mai înaintată și noi acum ne-am trezit să mergem să luăm pământ pentru roșii care le-au luat mami și să luăm ghiveci. Și atunci mâine, poimine, să le plantăm. Mâine, ce mai poimine? Dar nu vreau așa să mă duc repede. Nu te duc, eu pe autostradă. Și dacă o iei pe autostradă? Acum e 6.30. Lasă, nu te duc. Du-te, te rog, du-te la Kaufland. La Kaufland nu-i pământul bun, primul rând. Și nu găsim, nu găsim ghivece. Ai buscentura la Natalia. Așa frumos a fost astăzi la adunare, super a fost, foarte fain și am o melodie atâta am în cap. Mulți mi-au spus că ar fi fain să fiu și un corul de bărbați și mie mi-ar place și mi-ar place să mă implic în biserică, fiindcă de multe ori am așa nevoie să... O bucurie. Nevoie să vorbesc, să... împărtășesc mărturia care am avut-o de multe ori, mărturii frumoase, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea de multe ori. Și nu știu, am așa un îndemn, dar parcă nu sunt atât de pregătit acum, poate pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să mă implic și în biserică. Că-mi pentru mine, nu știu să, cum să vă explic, dar eu am o foarte mare dragoste pentru Dumnezeu și pentru biserică. Da, sunt om și câteodată greșesc și cel mai mult greșesc în trafic. Asta e punctul meu, unul dintre punctele mele slabe. Mă mărturisesc acum. Aici slab, dar Dumnezeu să mă ajute să am biruință și în treaba asta. Mami, nu zici nimic? Nu. De ce? Că mi-e supărată. De ce? Că mi-ești tare, mi-ești tare. A, cum să nu? Acum nu mă duc tare. Păi acum nu, că ești cu minte. Nu zici vreodată, mi-e supărat. Nu spune mi supărată. Vă spun ce am pățit, vă spun ce am pățit când am venit de la Timișoara. Am trecut prin Orțișoara și acolo trebuia să încetinesc. Da, mie îmi place să fiu cât de cât în limitele legale, chiar mai ales când trec într-o localitate. Și în spatele meu era o dubă. Și duba aia o crezut că eu am vrut să-l încetinez pe el. Nu știu ce-o crezut omul. Și atunci omul ăla s-a supărat pe mine, m-a depășit și ce-a făcut? M-a depășit, mă ținea la o viteză constantă în spatele lui, m-a prins luminile de ceață să mă orbească și meream pe mijlocul drumului. Deci, ăla rău. Știi unde e slab și acolo te încearcă. Eu dacă aș fi fost mai un minut mai deștept să mă fi abținut, aș fi tras pe dreapta, aș fi lăsat pe omul ăla rău să plece, cu ăla care îl conduce, și m-aș fi continuat drumul. În schimb, eu ce am făcut? Deci nu mă lăsam nici să trec, îmi punea stopurile de ceață în ochi, era noapte când am venit de la Timișoara. Și ce m-am gândit eu să fac? Ok, dacă tu faci așa cu mine, atunci îți arăt că asta e prostia mea. I-am arătat că și eu mi-s ca el, din păcate. I-am pus faza lungă.
I-am pus faza lungă și am mers așa câțiva kilometri, după aia tras pe dreapta, că nu mai putut. Eu l-am depășit și atunci a venit el în spatele meu. Am pus el faza lungă. Doi copii. Dar și el era tânăr. M-a pus el faza lungă. Ok, când am văzut că pune faza lungă, am călcat-o. Mami, a fost frică, clar. Am călcat-o că nici nu m-a mai văzut cu faza lui lungă. Și, nu, asta, băi, am picat în plasa lor, în rău, și m-am comportat cum s-a comportat și el cu mine. Dar Dumnezeu știe că de când am făcut aia, bă, urmează imaginea asta și gândul ăsta că am păcătuit. Și fiecare zi m-am rugat să merg de Dumnezeu pentru ce am făcut. Și astăzi la biserică chiar și am plâns pentru păcatul care l-am făcut și am cerut iertare la Dumnezeu să mă ierte. Că, da, am păcătuit. Am păcătuit că am fost rău, cum a fost și omul respectiv. Dar rezolvarea, când ăla rău te încearcă, îi să fii smerit, să fii calculat și să te gândești la omul ăla cu dragoste. Asta e problema mea, că nu m-am gândit la el cu dragoste. Eu când nu eram păcăită, mai mă uitam și eu la filme. Și spunea, nu mă cobor la nivelul lui. Cârtălațele! Da. Deci tu te-ai coborât la nivelul lui. Aici sunt că slab, deci eu... Deci, nu am nimic cu nimeni, dar când văd că, deci pur și simplu m-am obligat, da, să acționez cum a acționat el. Da. Rezolvarea ar fi fost să trag pe dreapta și să las înainteze și să-mi văd liniștit în drumul meu. Care am fost.
face asta prin post și rugăciune și cu ajutorul Dumnezeu, acum că sunt mai bine cu stomacul, că nu mai am probleme cu helicobacteri, pentru că nu mai am probleme. După ce am trecut și de antibioticul pentru bronșita asta ce am făcut, să pot să țin câteva zile de post cu ajutorul meu. Merem la mic, mai avem 20 de minute. Nu vezi că n-am instar. Cel mare și o da faliment și mulți ani mai fost nimic, după mă că construiești ceva. Ok, mergem la bingo. Așa, am luat pământ unguresc universal, vedeți, arată aici legume pe el. Am luat 80 de litri și 4 bucăți de ghiveci sau cum ne spune. Jardiniere, am să zic jardiniere. Suntem în ultimele minute și s-a închis ușa, nu mai putem să intrăm înăuntru. Că noi suntem aici în spațiu unde e alocat pentru grădină și acum nu mai putem să intrăm în magazin. Ok. Angie și-a luat pasiflora. Angi, caută una care e mai frumoasă, care e mai mare. Care e mai mult în ea. Asta albă, nu-i faină. Ce faci? Nu, vezi că care se poate. Asta e căruțul? Da, da. Puteți să-l duceți mai încolo, că închid aici pe zona asta și okay, okay. Să nu se interpreteze cum ar veni. Am înțeles. Am cumpărat tot, numai... Nu, nu mai. Asta e faină. Aha. Da, să știi că e mai faină asta, mai da, Angie, arată mai proaspătă. Da. E mai asta verde. Da. Hai, mașina. Hai. Stai să văd, am deschis mașina. Da, iubita. Uite-l aici. Trebuie să-l bag în mașină. Ce vrei, iubita? Ăsta mare? Și unde îl punem? Nu vezi ce mare e? Asta numai dacă mergi la mare cu el. Lasă că-ți găsește tati unul micuț. Ok? Asta. Da, sper să găsesc așa. Asta? Mai mic, că asta e prea mare. Nu, mâinile asta. Da, da, acolo te țin cu mâinile, da. Ia ăsta. Dar e prea mare. Trebuie să găsesc pe tati unul mai mic, ok? Mă, bun, hai să le băgăm în mașină. Am dezolvat-o și pe asta în 15 minute. Și Angie și-a luat o floare care și-a dorit. Ai arătat, Angie? Pasiflora. Știu că pasiflora e și medicament pentru liniștire, parcă. Da, da. Nu? Da. Este și ceai, pasiflora, este și picături. Nu, no, păi dacă îi spui la toti, îți face ceai din ea. Face ceai din ea, că și așa are probleme cu somnul. Ne mâncă floarea. Nu cumva să audă tati. Pe unde te-ai băgat acum? Păi cum adică pe unde m-am băgat? Pe unde trebuie? Da? Da. Nu o să vin cu viteză. Deci soțul meu, n-am cuvinte să vă spun. Că
cât de mult îl iubești? Dacă aude ceva, e imposibil să scape ceva dacă el auză că e bun pentru ceva. Uite Macroșu, uite Natalia. Cum o să te las? Te-ai supărat? Deci, tati, eu fost un afacerist foarte bun. Eu nu sunt așa ceva. Nu am spiritul ăla de pișnițan. Închise ușa bine la Natalia. Da. Acum nu mai are preocuparea asta, ci are preocuparea cu sănătatea. Să uite săracul la tot felul de tratamente. Și asta e hobby-ul lui acum. Pare rău că doare genunchii. Ar trebui operat, dar lui e frică. Da, astăzi am auzit și eu că când tati zice că vrea să facă operație, când zice că nu vrea să facă operație. Peste că ai greșit. Ce-o pățărică? O pățărică, stă în mijlocul drumului. Păi de-a pățărică, poate să întoarcă acolo. Astăzi o arătat la pe internet că brusturile e bun, dar pentru nu știu. E bun să alifia de brusturi, a fost spus că cum se face și e bun pentru. Dacă îi spun și de brusturi, eu știu să-i mai spun, să nu-i spun, fiindcă cu atât au încercat că au făcut și alergie până la urmă. Da. Și nu știu, mi-e frică să-i spun. Făcut o alergie pe burtă, că nu mai putea să-și lege pantalonii cu cureaua. Chiar la nunta lui Alisa era asta. Acum o să întreb. Când o să da. Azi, am fost la nunta lui Alisa. Și eu nu m-am dat seama și tot îi spuneam, dar ridică-ți pantalonii mai sus. La nunta lui Alisa am făcut în așa fel să fiu acasă la examene. Mirela a fost în locul meu la lucru mai multe luni. Chiar eu folosit foarte mult. Au rămas acasă de nuntă. Și da, și eu făcut bani pentru nuntă. Da. Și atunci am mers la lucru. Mirela a venit acasă și iau a fost la nuntă la fata ei și asta a fost important, foarte important pentru ei. Și eu... Și soțul ei a lucrat? Am rămas la lucru. Și soțul ei a lucrat și... Nu, asta nu e o laudă, dar eu cu Mirela am cumpărat tot ce a trebuit pentru nuntă. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Și mulți așa ceva, nu știu ce fel de oameni poate să fie, mulți au spus că vine și era nu știu câte mese în rând cu mâncare, cu tot, că au zis că vine și până la urmă nu a venit. Păcat că n-am avut atunci YouTube și să fi fost cunoscut atunci, că mai repede ar fi venit un străin. A rămas o masă din aia încărcată, nu o masă, deci nu știu dacă nu 10 mese unul lângă altul, care au rămas goale. Ia gândește-te dacă aș fi dat vorbă în țară, că mă căsătoresc cu Angie, cât aș fi venit la nuntă, când aș fi avut destul de sala. Sigur. Și a fost o nuntă la Alisa Campovești. Da, a fost frumos. Foarte frumosă. Alisa nu vrea să fie filmată, chiar de acum m-a tras atenția mami când eu vin în august să nu mă filmez, să nu așa. De ce? Nu știu, nu, dușene sau eu știu ce are. Că eu i-aș pune nunta ei pe internet să o vadă. Nunta nu, nu o să-i ba, ce dacă nuntă, nu vrea, dar când vine vrea acasă și vine la noi acasă, îi spun asta e proprietatea noastră, privată, dacă accepti, bine, dacă nu, asta e. Te filmezi. Da. Te-ai pace dacă nu vrea.
Uite ce văd de acolo sus pe bloc, roșu, galben și albastru. Doamne, m-am mică de 30 de ani acum. Uite, eu acum am văzut. Chiar? Nu de 30, dar de 20 de ani. M-am uitat. Alisa a fost o mireasă frumoasă. Cred că iau eu într-o zi... Poza? Da. Să arăt. Și Angi a fost mireasă frumoasă, nu spun, dar... Nu știu. Da, Alisa a fost mai frumoasă. Parcă. Rochia a fost mai faină. Mai faină a fost să mergi. Nici nu mai țin minte de unde e lor. Dar mulți au confundat-o pe Angie cu Alisa. Alisa cumva, nu știu. Și, și nunta lui Mirel a fost foarte frumoasă. Nunta lui Mirel a fost cu birje. Birje sau caleașcă? Caleașcă, nu. La noi se zice birje. Cu caleașcă și toate domnișoarele de onoare după mireasă. Mireasa era în caleașcă și toate domnișoarele după iartă cu caleștele alea. Și nu știu câte ori fost. În ce an a fost? În 93 sau 92? 92. 92? Era mic atunci, un pic mai mare ca Natalia. Da. Natalia are 5, eu am avut vreo 7. Nu ai fost la școală, atunci ai mers la Lanta. 7. 7. Da, când a fost nuntă, atunci am început școală. Că știu că cu costumul ce l-ai avut la vezi, nuntă... Vezi, vezi, 7 ani. Nu, no, ok. Deci cu 2 ani mai bătrână a fost ca Natalia. Doar cam atât am fost de înalt. Uite trenul că trece. Eu identic am fost ca Natalia. Da, Natalia... Așa îi de grăsuță ca de aceea când... Același aspect. Deci dacă eu aș fi fost fată... Așa eram. O trecut fantoma lui tren. A trecut acceleratul. E un tren foarte, foarte vechi. Vechi. Foarte vechi. Are pe puțin 50 de ani. Are poate și mai mult. Ăsta urât nu mai ne duce. Nu mai știu cum să ne îmbrăcăm, ce să facem. Trece așa încet. Da, foarte greu. Încă mai am pătrițele de antibiotic. Da, mă, sunt ok. Dar încă mai am de toate ce nu trebuie să, să nu fie atât de explicit. Că nu e atât de plăcut. Eu acum seara pun floricelele mele. Ce floricele? Alea pe pifniță. Nu lasă mâine, că acum ploaie, nu vezi că mișc. Nu mai bine le pică. Când e mai frumos. Nu, nu, așa se pune floricele. Eu zic să lași... Ai grijă că te depășește poliția. Nu, se încadrează, imediat le dau amendă. Te trag pe dreapta. Dar în poliție ce faci? Schimbăm subiectul. Nu lași să punem toate împreună și roșiile în ziua aia și... Nu, nu pun astăzi. Facem un florile... video, facem un video frumos, să vadă și banii noștri. Ok. Nu? Atunci punem mâine. Da. Când vin de la lucru, ajutorul Domnului, dacă e vremea frumoasă, nici în alste. Nici ei nu știe ce vrea. O ia acum la stânga. Așa ia... să face. În ultimul timp. În ultimul timp? Nu, no, vezi? Poliția ce face? Șoferul-i de vină. Acum mă asum.
Galați avem o biserică mare, pentecostală. Nu știu, Gloria. Aici vine fetele care sunt vecinele noastre. O, nu, cred că la Eclesia. Eclesia, da. Astăzi alergat în curte, bucătărie, colidor și înapoi iar în curte și așa atât roata. Și o întreb, de-aia de-abia respira. Ce faci, Natalia? Nu vezi cum respiri? De-aia sport. Păi da. Sport face fata. Aici e Căciuvaroș. E un cartier mai sărăcuț din Arad. Aici e ok, că e drumul principal, dar dacă mergi așa pe străduțe, se observă. Mai este și în Arad un nou cartier, așa. Dacă aici... Cred că mai rău. Nu? Da, bă, ai dreptate. Mărului, sau? Tarafului. Trecem peste Mureșel. Nu e Mureșel, Țiganca. Mureșel sau Țiganca? Sau Țiganca, nu știu de ce. Sunt două din mii, că am căutat pe net. Da? Da. Și aici e alt cartier, aici se numește Confecții. Aici era fabrică de confecții, unde e acum Universitatea Vasile Goldiș. E o fabrică mare de confecții. Și de atunci a rămas numele la cartier, de confecție, asta e fabrica, adică fost. Ți-am făcut eu 4 ani de medicină. Logică strada asta, cu o cheamă așa, da. Că la capătul străzii o iei câtă pădure. O iei câtă pădure. O iei câtă pădure, cât aeroport. Ardeanca, știi unde a fost? Un pic mai față. Aici. La Ardeanca se făcea păpuși. Da. Păpuși care erau exportate în străinătate, deci erau păpuși de calitate. Aici era Ardeanca.
spus Alisa ce zice fata mea, că vrea pe lui. Filmarea noastră a fost mai mult să se uite la străzi. Cel mai important cred că a fost pentru mine că m-am mărturisit și voi și poate luați ceva bun din greșeala mea. Încă puteți să o adaptați în diferite situații prin care treceți fiecare, nu chiar în problema mea, cum am avut eu cu trafic, că puteți să luați exemplul meu și să-l folosiți viața voastră, problemele noastre. Parcă aș mai lua un sac de pământ, că eu parcă am presumțit că l-am destul de ce. Eu mai am un pomișor care trebuie înălalt. Asta e altceva, dar pentru ce am luat eu astăzi, să-mi luat de suficient. De la Penny, dacă mai luam. Pământ? Da, încearcă la Penny să vezi. Eu nici nu mă dau jos în mașină. Mai e deschis la Penny aici. Da, sigur. E deschis. Și am un sac. De câți litri? Așa cât sunt ăștia. De 40? Mm-hmm. Dacă nu este? Dacă nu este. Nu prea văd să fie la Penny de 40. Ia două, dacă e de 15. Aici e Penny. Yeah, ia Penny, ia jucării. Ia jucării, yes! Hai, mami! Hai, mami! Da, are aici un set de jucării care vrea să-l ai de... Cu... Pufuleț, ursuleț din aștia, știi? Ieri am luat unul, acum vrea altul, nu? Yes! No, bun. No, ia că am găsit și pământ și-mi zis mami că mai are nevoie. Păi, ce pământ e ăsta? Universal, sere, plante, jardiniere, răsaduri, nu, bine a fost. Bine o fi. O zis că să iau 5 bucăți, fii cu 3 lei. Nu. 2 3 4 5 No, nu s-ai luat și pământ altul. Uiu. Ai zis că ai găsit pe ăsta? Nu, și cât e ăsta? 18 lei. Uite ce fain îmbrăcată fata. Și-o pus în cap ca să vadă bine. Sunt luminile mai reduse. Ca să-și dea seama omul că închide în jumătate de oră și aici.
prea. Acolo e mai bine, la Jackson, mami. Hai să văd ceva. Eu tot să iau la câine mâncare, dar nu o adus. Asta e prea mare. Nu iau așa mare din cauza că se oxidează repede și nu mai le mănâncă. Și asta e prea boabe mici, e pentru câini mini, prea mici. Aia e 9 lei 80. Aia e altceva. Mai eu tribuson, cămașă. Cămașă noapte și mânică, 35 de lei. Nu știu, face căruții. Ia la pisica, la Mila. I-am luat. Uite, da? Da, am luat ieri. N-ar fi fost, mami, mai bine așa să punem roșiile în ghiveci, așa? Nu. Că are pământ mai mult. Nu, e bine. Da, ce să știu, să zic. Ia, vezi cât e asta. Nu, dar asta e mic. Să-mi găsă oală. Gata, pocnită. Gata, pocnită. Dar mai este una. Nu văd cât e. Lasă, lampă, set, furtun, termometru. Nu văd cât e. Cât costă, Natalia? Nici tati nu știe, că n-are preț. Ce faceți aici? Ce e scump? Asta este 90 de lei cu tot capac. Da, fără capac. E scump și nici nu-i de calitate. Angela, nu-i ăsta capacul ei? Dar nu ne trebuie. N-avem nevoie. Știu, numai nu. Uite, asta m-a fi plăcut. Uite ce faină e. Și uite ce preț are. Bol Classic Email. 35. Nu. Mai bine pune pofta în cui, Carmen, fii serioasă. Nu. Dar nu-s calitate, uite. Ce repede se duce Email-ul. Nu-i calitate deloc. Hai că mergem să vedem. Ce? Păi e acolo la casă, în față la casă. E. Păi de mașină, da. Da, granul e bună. Șase lei. Las, iau numai una, adică să umezește dacă o ține sub ghiuvetă. Nu știu, trage umezala și atunci nu-i mai așa cum trebuie să fie. Hai mă, câte casă că Natalia vrea la toaletă. Ce face să ridică diabetul? Astea. La fel. Cronțăniele. Nu, hai, mergem la casă. Noi acum am terminat cele noastre cumpărături. Mergem la casă. Și mâine cred că o să... Cum se spune? Plantăm sadurile și ce mai... Nu știu ce mai este acolo. O filmăm și acolo. Atunci am să spun. Bine, v-am lăsat. Pacea Domnului Iisus, Dumnezeu să vă binecuvânteze și sper că vă place micul nostru video. Dar voi nu spuneți nimic acolo. Bye, bye. La revedere. Da.